Bine ați revenit la Zoom pe literatura română. Astăzi o avem invitat pe Maria Balabaș, muzician, om de radio, care a debutat la Casa de Pariuri Literare cu Whole Lotta Love în 2017. Mulțumim de prezență, Maria! Toată nebunia asta pandemică te-a prins într-o postură specială, aceea de mămică, deci cumva într-o stare de continuă redescoperire a vieții. Hai să luăm mai întâi cu mămicia și apoi să vedem ce a fost sau ce este cu pandemia. Cât te-a transformat noua stare? Cum te-ai regăsit? Sau cum te-a schimbat ipostaza de mamă? Cât de mult ți-a schimbat prioritățile? Bun. Într-adevăr, nu ne așteptam ca nașterea primului nostru copil să fie sinonimă cu această pandemie. Ea s-a născut chiar în primele zile, atunci când România abia intra în starea aceasta de închidere. Stare care pentru noi, surprinzător cumva, a însemnat, de fapt, o perioadă foarte bună, când copilul nostru avea mai puțin de o lună, am decis să plecăm din București și să ne mutăm la casa pe care o avem undeva într-un sat în județul Sibiu. El s-a adaptat foarte bine și de atunci, în afară de o vizită pentru vaccin la București, stăm aici și faptul că ne petrecem majoritatea timpului în spațiul acesta al curții și al casei, până la urmă ne dă ocazia să îi acordăm lui atenția de care are nevoie. Nu știu dacă ar fi fost la fel în București. Plus, pentru mine a fost o perioadă în care nu eram neapărat în planul acesta foarte practic. Imediat după naștere nu știam, nu aveam niciun fel de idee ce înseamnă să ai un copil, așa că cred că 90% din atenția mea se ducea exclusiv în direcția lui și încercam cumva să revin așa la viața normală, dar până la urmă a fost un proces mai îndelungat. Deci cred că o lună, două luni nu mi-a stat mintea să fac altceva în afară de a-l descoperi pe el, de a-i acorda atenție și până la urmă o grijă mai mare față de o perioadă de normalitate, să spunem așa. Adică am stat cu ochii pe el cât cuprinde. Și despre prioritățile mele nu pot spune mare lucru în momentul de față. Mă bucur că mă caută prieteni cu care am legături și profesionale și am început ușor, ușor să mai scriu câte un text, să mai fac un performance folosind înregistrări pe care le fac tot aici în casă cu viața aceasta de familie. Deci încet, încet, să spun, revin și la partea aceasta de om, de media, de artist, chiar cumva de la ideea de a scrie, dar lucrurile acestea capătă un sens nou în contextul copilului nostru. Nu le simt neapărat ca o schimbare de priorități, ci mai degrabă că de fiecare dată când scriu un text sau încerc să lucrez cu sunetul, fac mai conștient lucrurile acestea. Adică sunt convinsă că nu o să renunț la scris sau la
înregistrări și că tocmai faptul de a avea un copil mă face să scriu cu o atenție mai mare sau să încerc să concentrez în puținul timp pe care l-am mai mult din ce am acumulat pe parcursul timpului. De asemenea, faptul că sunt în pauză de la jobul meu principal, adică de la a fi om de radio, mă ajută să caut mai adânc în bagajul pe care îl port cu mine, tocmai datorită spațiului pe care l-am și emoțional și până la urmă de atenție. Una este atenția pe care o dai unui copil și una este atenția pe care o dai unei emisiuni de radio pe care trebuie să o ții în fiecare zi și care îți ia foarte mult din resursele proprii. Și atunci spațiul acesta de care nu mai trebuie să mă ocup în prezent, de fapt se umple treptat cu alte lucruri pe care le-am acumulat și le-am purtat cu mine pe parcursul timpului și care acum devin mai prezente, acum capătă o semnificație mai mare. Cel puțin asta am văzut în încercarea recentă de a scrie câteva mici texte pentru diverse publicații. Așa că, da, cel puțin pentru mine, copilul înseamnă mai degrabă o redescoperire și profesională și vocațională și nu știu încă să spun ceva despre priorități, despre ce pun pe primul loc. Da, cred că mi este foarte util să-mi păstrez și mintea aproape, dar în același timp simt o nevoie de a avea grijă de el, de a-l descoperi, de a fi împreună cu el. Așa că, într-un fel sau altul, trebuie să găsesc un echilibru între ele. Da. Sper că ți-am răspuns, nu știu, sper să nu fi fost... Da, probabil în următoarea perioadă o să te redescoperi și tu și ca mamă, ca femeie, om de radio, pentru că, da, lucrurile se schimbă și o să ai timp să redescoperi. Da, mă gândesc acum că atunci când am început dimineața crossover, de exemplu, la radio, nu m-am gândit că va avea un viitor emisiunea aceasta. Era pur și simplu un impuls de a face ceva, dar fără să mă gândesc că va avea vreo valoare sau că va însemna ceva chiar în materie de cultură. Nu știam care va fi impactul pe care îl va avea asupra mea ca persoană, asupra publicului. Toate lucrurile acestea au apărut în timp și cred că perioada aceasta mă ajută și pe mine să evaluez mai clar ce s-a întâmplat în acești 12 ani de radio și cred că maternitatea de asemenea era o experiență de care aveam nevoie pentru a înțelege mult mai bine și felul în care părinții înțeleg să dea mai departe ceva din ei copiilor lor sau câtă însemnătate are pentru ei felul în care au crescut ei sau informațiile pe care le-au descoperit pe parcursul timpului. Deci am noroc pentru că domeniile în care activez până la urmă pot fi doar îmbogățite de această experiență de maternitate. Ai amintit că ai scris câteva mici texte în ultima perioadă. Ai ținut cumva și un jurnal? Da, am încercat să țin un fel de jurnal. Început, de fapt, înainte să știu că sunt însărcinată, de bună vestire anul trecut, am avut așa un gând că în anul care urmează, de fapt între Buna Vestire și Crăciun, aș vrea să țin nu neapărat un jurnal, cât mai degrabă să notez, altfel nici nu le-aș ține minte.
Și abia după aceea, la câteva luni, deci vreo 3-4 luni, am aflat că sunt și însărcinată, deci întâmplările acestea au cuprins vrând nevrând și noua stare în care eram. După aceea, într-adevăr, am început să scriu și despre el. Ce m-a surprins este că aproape am scris cu teamă primele însemnări despre vestea aceasta că sunt însărcinată. De fapt, sunt foarte mici, sunt foarte restrânse. Eu scriind cu, nu știu, da, chiar cu teamă despre faptul că se întâmplă lucrul acesta, că voi avea un copil. Parcă mi-era frică, mi-era frică de text, mi-era frică de valoarea pe care o dau textului. În momentul în care scriu, parcă ceva din acea realitate care abia se forma intra și în spațiul textului și nu știam încă cum să le pun împreună, cum să mă refer la această stare de a fi însărcinată. Și astfel, în momentul în care am recitit însemnările din perioada aceea, sunt cumva surprinsă de sărăcia lor, pe care o pun pe seama pur și simplu a acestei neștiințe, a acestei frici cumva de a nu ști cum anume aș putea să scriu sau ce anume să scriu. Nu înțelegeam neapărat emoțiile, nu pur și simplu nu știam cum să scriu despre lucrurile acestea. Iar acum în semnările pe care le mai fac, nu zilnic, dar aproape zilnic, scriu despre el, scriu și din lucrurile care se întâmplă așa în mod obișnuit în casă sau în spațiul în care ne aflăm, încep să scriu cu puțin mai mult curaj despre toată această întâmplare. Prezența lui aici, de fapt, mă ajută. Era parcă mai nu știu, toată această stare de nevăzut, de îl simți înăuntru tău, dar nu știi exact cine e acolo. Cu această stare nu știam exact cum să relaționez la nivelul textului, dar de când e el aici, parcă mi este mai ușor și parcă ceva din mine s-a liniștit, parcă ceva s-a maturizat într-un alt fel. Așa că nu este propriu zis un jurnal, ci mai degrabă un continuum de întâmplări, de gânduri, de senzații. Nici nu notez data sau foarte, foarte rar mai scriu când este o dată anume, dar de cele mai multe ori le las pur și simplu să curg așa pagină după pagină, mici, foarte mici texte, ca o narațiune care mai degrabă se scrie singură din ce trăim aici. Ai fi de acord să ne citești puțin din aceste gânduri? O, la la! Sau un alt text inedit? Mai loc prin pe nepregătite. N-aș putea să citesc acum. Sunt chiar, adică nu le-am scris cu gândul de a fi publicate pe undeva, am scris pur și simplu mai degrabă pentru a nu uita timpul acesta. Dar nu prea sunt pregătită să citesc acum. Sigur, sper să nu te superi. Nu. Ai avut timp să citești în ultima perioadă? Ce anume ai citit mai ușor și, nu știu, mai aproape de starea pe care o simțeai? Uite, și aici este o schimbare. Înainte de naștere, ultimele 2 luni le-am petrecut citind destul de mult. Îmi amintesc că de la târgul Gaudeamus mi-am cumpărat câteva cărți pe care le doream de mult. De exemplu, Craii de Curtea Veche. Era o carte pe care o aveam de mult, de mult. Ar fi trebuit probabil să o citesc în liceu atunci când a citit-o toată lumea. Mie nu mi s-a întâmplat lucrul acesta.
Am cumpărat-o abia acum și am citit-o cu o foarte mare însuflețire. A fost unul dintre textele acelea care mi-a plăcut enorm. Nu credeam că există o astfel de carte în literatura noastră. Am mai citit un text al lui Pier Paolo Pasolini, Copiii străzii. O altă carte care mi-a plăcut foarte mult prin toată viața aceea pe care Pasolini o pune în cuvinte și personajele despre care vorbește. De asemenea, am citit o carte de care mi-a fost puțin frică, anume cartea Corinei Sabău, când se auzeau greierii, nu? Când se auzeau greierii. Acesta este titlul corect, dar care mi-a plăcut foarte, foarte mult. O carte pe care am pus-o alături de Tunelului Sabato ca intensitate și chiar și ca mesaj într-un anume fel. Și am citit niște cărți foarte proaste. De fapt, am încercat să citesc niște cărți care mi s-au părut foarte proaste, ceea ce mi-a arătat că nu am niciun fel de experiență în ceea ce privește gândirea asupra maternității. Mi-am cumpărat de pe Amazon primele trei cărți în care se vorbea despre cum să-i pui muzică de Mozart copilului ca să se dezvolte și mai bine cât timp stă acolo în uter. Și am citit cărțile acestea care m-au dezamăgit foarte tare și m-am dezamăgit eu pentru că mi-am dat seama că dacă pe parcursul timpului mi-am format un gust și o direcție în ceea ce îmi place în materie de literatură, pe partea aceasta de maternitate și de cărți despre și pentru creșterea copiilor, habar n-am nimic, așa că am avut cele mai neinspirate alegeri. Lucrul care s-a schimbat aproape de la sine după naștere, când am început din nou să citesc, la vreo 2 luni după ce am născut, am descoperit cărți care vorbesc, de fapt, despre cum ajung copiii să învețe să vorbească, felul în care se formează limbajul în mintea lor și cum ajung ei până la urmă să înțeleagă cuvintele, să înceapă să le folosească, să le formeze mental și inclusiv la nivel de întreg sistem capabil să vorbească. Sunt cărți scrise de lingviști, de oameni care cu asta se ocupă, cercetează cum anume învață copiii să vorbească. Mi se pare o literatură fascinantă la nivel informațional și chiar care poate să genereze gândire literară. Pentru că limbajul este, nu știu, îl luăm așa de gata, dar de fapt el necesită o atât de intensă nici, de fapt în anul acesta, dinainte să înceapă să vorbească, se pregătesc atât de intens pentru momentul în care vor începe să comunice cu noi. Da, spuneam că am mai descoperit o carte în care se vorbește despre muzică într-un mod pe care pot să-l accept mai ușor, Efectul Mozart pentru copii. De asemenea, o carte în care se vorbește despre cum muzica ajută copiii în mai multe dintre momentele lor și că o cultură muzicală pe care o începi chiar de când ei sunt atât de mici, îi poate ajuta pe tot parcursul vieții. Și asta este pe partea de literatură dedicată copiilor și am descoperit o... am descoperit... Încă e blocată imaginea, văd. Tu mă vezi pe mine? Da. Este. Bun. Și... Tot în perioada aceasta am descoperit o scriitoare care, de asemenea, îmi place foarte, foarte mult, Olga Tokarczuk. Sper să-i pronunț bine numele. Gata? A revenit? Da. Nu. Acum a revenit. Da? M-ai auzit cu Olga? Da.
Bun, deci spuneam că în, tot în perioada aceasta de după naștere am descoperit-o pe Olga Tokarczuk. Sper să pronunț bine numele. Dacă nu-i pronunț bine numele, poți să mă corectezi. Nu cred că se supără. Da. Bun. Da. Așa că, da, chiar și această plăcere a literaturii îmi revine în perioada asta. Nu știu, parcă simțurile mele erau cumva amorțite și acum se trezesc așa la viață și îmi doresc să absorb cât mai mult din lucrurile care îmi fac plăcere. Am luat cu mine tot felul de cărți de care încă nu m-am atins. Micul Prinț sau Povestașul, lucruri pe care cred că o să-i le citesc copilului puțin mai încolo, dar o să-i le citesc printre primele. Ce frumos! Cred că e un sentiment foarte frumos să adun cărți acolo ca să le poți citi unui copil și să-i vezi reacția. Da, el este foarte atent. În momentul în care îi vorbim sau când îi cântăm, este foarte, foarte atent. Lucru care, de fapt, ne responsabilizează și pe noi ca părinți. Adică, dacă ai avea un copil care ți-ar da de înțeles că e mai degrabă preocupat așa de universul lui interior, adică nu este atât de comunicativ, poate reacția ta ar fi altfel, dar în momentul în care copilul îți arată că vrea să petreacă timp cu tine, că vrea să-i vorbești, să-i cânți, să fii acolo prezent cu el, te responsabilizezi diferit, trebuie să fii omul acela. Aș vrea să fac o paranteză, să dau titlul exact al textului Corinei Sabou. Și se auzeau greierii. Și se auzeau greierii, așa da, este. Da, da. Voiam să te întreb, poate nu doar din cauza sau datorită experienței de mămică, dar te-ai gândit să scrii cărți pentru copii? Nu. Am o dilemă personală în momentul de față. Încerc să scriu un text care include și copii și m-am gândit mult timp dacă e un text pentru copii sau este un text, de fapt, pentru adulți. Eu nu mă consider neapărat scriitoare. Nu am această ușurință de a de a folosi textele într-un fel foarte aplicat pentru o anume audiență pe care o am dinainte stabilită. Mi se pare că la fel ca în radio sau la fel ca în sunet, am aproape un fel unic sau un fel singular, să zic așa, de a scrie un text, de a putea face literatură. Și această literatură nu cred că este adresată neapărat copiilor. Cred că este mai degrabă adresată oamenilor din categoria de vârstă sau de o formare apropiată cu a mea, nu știu. Nu cred că textele pe care reușesc să le scriu sunt neapărat de un interes general sau cel puțin până acum nu mi-a reușit lucrul acesta. Mi se pare că sunt mult, mult mai de nișă. Dar dacă vreodată îmi voi schimba felul de a scrie sau se va schimba ceva în mine vis-a-vis de texte, mi-ar plăcea să scriu mici povestioare
cu mesaj pentru ei. Povestiri în care să iau pe ei foarte în serios, la fel ca pe orice alt om, nu știu cum să zic. Adică asta mă deranjează, cred că, la literatura pentru copii, faptul că e scrisă într-un limbaj pe care noi l-am crede înțeles mai ușor de ei. Ori eu cred că ei, de fapt, înțeleg mult mai mult și nu au nevoie neapărat de un limbaj inventat pentru ei, cât mai degrabă au nevoie să înțeleagă pur și simplu felul nostru de a vorbi. Felul general de a vorbi. Da. Așa că, nu știu. Ce proiecte de viitor ai în plan? Aș vrea să scriu. Aș vrea să încerc să mă concentrez să scriu mai degrabă literatură. Aș vrea la un moment dat, dacă e posibil, să fac un doctorat în care să cercetez mai multe despre estetica înregistrărilor de teren. Probabil că anul acesta o să iasă un album la care lucrăm de ceva timp cu proiectul Soare Staniol. Deci asta pe parte muzicală. Acestea sunt lucrurile pe care le știu până acum, care țin, hai să spunem, personal, care țin de mine. Dar sunt foarte multe colaborări în care sunt invitată și care îmi dau și satisfacție profesională și satisfacție personală. Așa că sunt foarte puține propunerile pe care le refuz. Da, deocamdată acestea sunt. Nu m-am gândit foarte departe, am așteptat să se întâmple momentul acesta al nașterii, să văd cum se aranjează lucrurile, cum o să mă simt și eu și în funcție de lucrurile acestea să dezvolt și celelalte laturi care țin de nu știu, de mine ca da, de mine. Da, de latura profesională și da, vocațională, toate astea. Da. Cum vezi viitorul concertelor, al lansărilor? Nu știu cum se vor întâmpla toate lucrurile acestea în condițiile de față. Cred însă că viața muzicală, la fel ca și arta, aparțin de spațiul acesta public. Au nevoie de întâlniri între oameni, au nevoie de spații dedicate în care să se întâmple. Evident că poți asculta acasă și, nu știu, YouTube-ul îți oferă posibilitatea de a asculta tot felul de concerte istorice și din muzică clasică și din jazz, din toate culturile muzicale, de fapt. Dar se întâmplă lucrurile diferit în momentul în care ești într-un spațiu dedicat muzicii. Nu am idee cum se vor întâmpla lucrurile. Probabil că oamenii o să aibă mereu nevoie de aceste întâlniri, de concerte și atunci se vor găsi soluții prin intermediul cărora să putem să continuăm viața aceasta. Pur și simplu nu m-am gândit la lucrurile acestea.
Ce m-a surprins a fost o reacție personală la toată avalanșa de informații din artă, din această perioadă de închidere. O avalanșă de informații la care cred că și fără copil, deci mai mult timp, să spun așa, la dispoziție, nu știu cât de mult aș fi participat. Pentru că mi se părea că dintr-o dată îți descoperi niște nevoi culturale, artistice, de care până atunci nici nu erai conștient. Poate nu voiam să vizitez nu știu care muzeu sau nu voiam neapărat să am de-a face cu nu știu ce artist, dar dintr-o dată, pentru că toate erau la liber pe internet, eu ar fi trebuit să particip la piese de teatru, să văd nu știu câte filme, să vizitez o grămadă de muzee. A fost un buton de scăpare necesar, cred eu, dar pe care eu nu știu dacă l-aș fi putut folosi și în condițiile în care n-aș fi avut copilul lângă mine. Mi se pare că lucrurile acestea care țin de artă, de cultură, ajung să facă parte dintr-un limbaj personal foarte, foarte adânc, de care trebuie să ai grijă într-un fel. Tu trăiești cu ideile alea, trăiești cu gândurile acelea. Dacă dintr-o dată îți pui un silicon din ăsta cultural și ai senzația că înțelegi mai multe sau că ești mai interesant dacă te întreabă cineva și ce ai făcut astăzi, păi am vizitat nu știu care muzeu online, cred că nu face bine propriului tău eu, care încearcă să trăiască într-un spațiu cultural, personal. Așa că e același lucru și cu concertele. N-am putut să particip prea mult. Cred undeva că viața muzicală va continua cu anumite restricții, dar vom avea nevoie de ea. Așa este. Cred că perioada asta ne-a apropiat un pic de viața culturală, chiar și cu vizita muzeelor online. Da, eu așa o percep, ca pe un buton de scăpare, pe care îl apeși așa odată și după aceea nu știi dacă te mai întorci la el, ar fi evident foarte bine ca toate aceste oferte să continue și în perioada vieților noastre normale și nevoile și dorințele noastre în materie de cultură și de artă să fie adevărate, adică pur și simplu să existe o rutină de a îți dori să vezi muzee, să vezi expoziții, să-i faci pe toți oamenii aceștia parte din viața ta. Dar așa, doar pentru o lună, două, pac, repede am vizitat tot ce era de vizitat, după aceea gata, nu mai am nimic de făcut, mă întorc la filmele mele de pe Netflix și gata. Nu cred că are vreun efect. Și da, dacă perioada aceasta de închidere are un efect pe termen lung asupra felului în care ne raportăm la cultură și la artă, foarte bine. Mi-aș dori să se întâmple lucrul acesta. Sunt sceptică, dar oricare persoană este liberă să mă contrazică. Da. Așteptăm cât mai multe persoane să contrazică. Cred că în momentul în care alegi pentru propria ta viață să nu știu, să
să trăiești printr-o cultură, să trăiești prin artă, să trăiești prin scris, îți limitezi foarte mult celelalte opțiuni. Și atunci, în momentul în care descoperi o lucrare de artă care va avea o influență asupra ta, poți să te gândești la o pictură sau la o instalație sau la, nu știu, la un tablou, poți să te gândești la opera aceea de artă și la una singură, ani și ani de zile. Deci ea poate să-ți genereze materie afectivă și intelectuală proprie pe o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Nu ai nevoie de prea mult, nu ai nevoie de acest tip de consum cultural. Cred că în felul acesta, de fapt, lucrurile se sedimentează și au efectul acela intens pe care poate l-am aștepta. Dar este opțiunea mea, să zic așa, este o opțiune pe care am luat-o cu mult timp în urmă. Nu este general valabilă, nu știu dacă chiar așa e. Pentru mine am observat că așa funcționează lucrurile. Văd câte ceva care mă captează cu atâta intensitate sau citesc un text sau aud ceva și ani de zile după aceea mă hrănesc doar din gândul la aceste câteva întâlniri. Da. Da, cred că cineva este foarte nerăbdător acolo, lângă tine. Da, se aude, nu? Da. Este foarte, foarte simpatic și cred că ne apropiem de final, așa, ca să nu-l mai supărăm. Și... Nu mai spun, da. Și mulțumim că ai fost alături de noi astăzi și să ne auzim cu bine la Zâmbe Literatura Română. Da, îți mulțumesc și eu și mulțumesc pentru această invitație Casei de Pariuri Literare. Sper că am răspuns câte ceva și din nou sper să se citească literatură română nouă și Casa de Pariuri Literare face o treabă foarte bună în direcția aceasta. Mulțumesc!